Ține să trezește dimineața la ținți. Ține Morning Glory, primul pe țală, al doilea pe județ. Live pe stetoscoape, pe truse din astea de sterilizare, pe absolut orice are legătură. Mi-am luat și ceva frumos pe mine, pentru că suntem live în direct la ore de maximă audiență cu domnul doctor Radu Țincu de la Floreasca, de la toxicologie, de la ATI, e practic peste tot, acum și în variantă civilă, bineînțeles. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult că te-ai îmbrăcat! Da, am zis să iau ceva frumos pe mine, că nu v-am văzut decât în deghizat în doctor și de asta am zis că... Hai să vedem. Acum, pentru cei care nu înțeleg, domnul Radu Țincu e deghizat în ministru al sănătății, dar ajungem noi și acolo într-o bună zi. Până una alta, ne vedem de Sfântul Desmăț, care stă să înceapă, și de asta, ca om care a stat la ATI de Sfintele Sărbători de-a lungul vieții, vreau să-l întrebăm pe domnul Radu Țincu ce prognosticuri avem pentru anul acesta. S-au mai scumpit chestiile, nu mai lucrăm cu acelea substanțe, vreau să spun. Să vedem ce opțiune avem ca să ajungem, nu-i așa, cu o criză de bilă, cu ceva, un colecist măcar, cât de cât, o stare proastă datorată iubirii pentru masă și preaslăvirea Domnului nostru Iisus Hristos. Odată învie omul, nu? Ce Dumnezeu! Normal, plus că dacă discutăm de înviere, discutăm și de petrecere, vin, ne amintim de cina cea de taină, cu vinul, cu masa, deci toată această retrăire a acelor momente biblice, până la urmă ne duce la spital. Sunt trei scenarii, mă întrebai cum punem să ajungem la spital, sunt trei scenarii, coma alcoolică sau afecțiuni determinate de consumul de alcool. Pentru că până la urmă știi că există mitul, dacă mănânci gras, că până la urmă mielul are, e greu, e o carne grea, dacă mănânci ceva gras e bine să stingi cu un pic de alcool, țuica nu diluează foarte bine lipidele și chestia asta duce la o digestie mai bună. A doua variantă este să ajungi cu o criză de bilă sau cu o indigestie alimentară, pentru că după o perioadă de post, mai ales cei care au ținut post, vor mânca dintr-o dată foarte multe lipide din ouă, din pască. Și acest lucru nu îi dă timp tubului digestiv să repornească motoarele și să sintetizeze sucuri digestive. Iar a treia variantă, din păcate ceva mai modernă, fără legătură cu partea biblică, este să vii cu o supradoză de droguri sau de substanțe stupefiante, pentru că nu, până la urmă e o perioadă de sărbătoare și știm că la sărbătoare un pic de stupefiante, un pic de psihoactive nu fac decât să crească capacitatea de socializare și din păcate mulți ajung la spital. Partea foarte proastă e că foarte mulți combină cele trei scenarii și din păcate ajung chiar în terapie intensivă. Deci să repetăm, alcool plus mâncare în exces plus stupefiante în exces. Este extraordinar, dar ceva, un digestiv, un ceai de cimbrișor, nu știu, ce ați recomanda? O păpădie? Da. Poate un ceai de fenicul, că știm că face foarte bine. Și ăla. Și la lactație, ceaiul de fenicul stimulează și partea de lactație, cele care poate au nevoie de stimularea lactației pot să-l folosească, însă dacă discutăm de ceaiuri și acum să le dăm și un sfat oamenilor, ceaiurile digestive sunt cele care au extracte și taninuri amare. Deci ceaiurile de păpădie, de sunătoare, sunt ceaiuri care stimulează sucurile digestive, stimulează digestia. De asemenea, cred că atunci când ne decidem să mâncăm 5 ouă la starter, după care începem cu ciorba de miel, cu friptura de miel și încheiem cu 2-3 felii de pască, dacă suntem diabetici, dacă avem dischinezie biliară sau avem alte probleme digestive pe care le cunoaștem, este bine să nu facem acest lucru și să încercăm să depărtăm cât mai mult numărul de mese pe care îl mâncăm într-o zi. De asemenea, putem să luăm anumite suplimente și aici vorbim de enzime digestive, enzime digestive care pot fi sub formă de pastile cu tot felul de extracte de enzime pancreatice sau acid biliar, sau putem recurge la cele naturale, cum este papaya, ananasul, care aduc un plus de enzime digestive menite să favorizeze digestia. Nu erau nici așa. Ce mâncați dumneavoastră? Sunt curios. Sau cum mâncați la masa de Paști? Că știu că și trăiți perioada asta, că sunteți
un credincios practicant al Ortodoxiei și vreau să știu, sunteți în post acum? Toată lumea este în post, e postul și ultima săptămână de post. Trebuie să înțelegem că postul nu face referire doar la partea alimentară. Cel mai bine să încercăm să nu ne mușcăm cumva între noi și să nu rupem din aproapele de lângă noi. Eu cred că e mai greu decât a nu mânca carne. Pe de altă parte, trebuie să mai spunem un lucru. Ce mâncăm? Mâncăm ce mănâncă toată lumea. Până la urmă este o perioadă festivă, învierea Mântuitorului, dincolo de importanța și semnificația biblică. Este un moment de sărbătoare în care ne strângem alături de familie, de prieteni și atunci trebuie să fie o masă festivă. Masă festivă care va conține, evident, ouă, pască, friptură de miel, dar toate aceste lucruri trebuie făcute cu o anumită cumpătare. Pentru că vă spuneam, dacă nu reușim să menținem echilibrul, cu siguranță nu neapărat ajungem la spital, dar cu siguranță avem nevoie de medicamente care să tempereze durerile de burtă, scaunele diareice, vărsăturile sau, dacă discutăm de alcool, din păcate starea aceea proastă pe care o determină imbibația alcoolică cu durere de cap, cu acea mahmureală de a doua zi, cred că trebuie evitate prin ponderație. Dar dumneavoastră cum vă organizați masa de Paști? Că sunteți un model, vă și țineți bine, sunteți subțirel, cum reușiți? Cum arată meniul, de exemplu? Ne mâncând toate cele trei feluri odată și de obicei asta fac frecvent la orice masă, nu mănânc aperitiv, felul principal și desertul toate la un loc, încerc să le depărtez astfel încât să nu existe o bombă calorică. Până la urmă, de ce ne îngrășăm? Pentru că avem într-o perioadă scurtă de mâncăm o oră, două, 1000 de calorii și evident că n-avem cum să le consumăm, că niciunul nu se ridică după ce mâncăm să mergem să alergăm o oră. E clar că după ce mâncăm ne punem în pat, un element care nu face decât să favorizeze acumularea acestor calorii. Și atunci dacă mâncăm 1000 de calorii brusc fără să le putem consuma, ele se vor depune sub formă de depozite glicogen și ulterior vor ajunge în celulele noastre adipoase. Deci recomandarea mea este să încercăm să mâncăm eventual aperitivul cu ciorba de miel, facem o pauză de 2-3 ore și ulterior cu felul principal și desertul. Cred că este cea mai bună variantă care dă timp atât tubului digestiv să le digere, cât și să nu se depună la nivelul adipocite. Dar putem să... Ce e bine să facem după o masă din asta copioasă? Dăm 2-3 ture de stadion sau stăm puțin pe canapea sau ne punem lungiți în pat? Cum procedăm? Niciuna, nici alta nu e o variantă foarte ok, pentru că nu e normal să mergem să alergăm după ce am mâncat, nici nu putem face acest lucru, pentru că, ce să vedeți, sângele se duce în tubul digestiv, năvălește în tubul digestiv ca să digere mâncarea și atunci musculatura nu prea mai are cum să fie hrănită, să fie vascularizată. Cred că recomandarea cea mai bună este să facem o activitate ușoară, plimbare, niciun caz să ne așezăm în pat. De ce să nu ne așezăm în pat? Pentru că acest lucru duce la acumularea acestor calorii, pe de o parte, iar pe de altă parte stomacul e plin și atunci avem riscul să facem reflux digestiv. Acel reflux care îl simțim pe gât, acea senzație de usturime la nivelul gâtului. Deci este bine să nu ne întindem imediat după ce am mâncat, ci să facem o ușoară plimbare astfel încât toată digestia să poată fi cumva favorizată și să nu avem riscul să avem reflux gastroesofagian. Nu e rău, sau ne așezăm pe canapea, nu? Stăm înșezut și cu spatele rezemat scăpăm de reflux, e adevărat, și poate o mică bicicletă, nu? Să putem da din picioare. Putem să bem și un digestiv. Apropo de digestiv, că vorbeai la început de digestiv, digestivele sunt niște băuturi într-adevăr alcoolice, dar care folosesc extracte din plante, iar acele extracte din plante de obicei sunt extracte fie aromatice, dar cele mai multe sunt acelea cu gust amar. Acest tip de extract nu face decât să favorizeze sinteza și secreția de sucuri digestive. Deci ele sunt utile, însă e bine să ne rezumăm la 30-50 de mililitri de digestiv deci, după masă. Nu un litru sau toată sticla. Nu. Dar e important să stea la congelator, nu e așa, domnul doctor? Absolut. Absolut. Uite ce înseamnă o relație bună medic-pacient. Apropo de asta, am văzut că se zvonește despre o lucrare ghiavolească, ceva nemai văzut în medicina românească, un fel de ghid al interacțiunii dintre medic și pacient. Înțeleg că se apropie, se văd așa, se întrevăd zorii în care apelativul mamaie, tataie, bre din spitalele noastre
par să se retragă? Sau ce mai presupune ghidul ăla? În primul rând, ele nu trebuiau să existe. Nu cred că aceste apelative fac cinste profesiei de medic. De asemenea, era nevoie de un astfel de ghid, pentru că el stă la baza, dacă vrei, a deontologiei profesionale. E un ghid în care, până la urmă, cum te duci la bancă și există niște condiții contractuale, și aici există niște recomandări pe care acest ghid le face, recomandări care țin de conduita ta ca medic în raport cu pacientul, dar și a pacientului. De cele mai multe ori, în România, sunt două derapaje. Un derapaj este legat de comunicare, pacienții se plâng că nu se comunică cu ei și este adevărat acest lucru. E clar că avem un deficit de comunicare. Ei au nevoie de informații, noi nu avem suficient timp să le oferim și aici apare o lipsă de încredere sau apar suspiciuni. Și al doilea element este legat chiar și de pacienți. De multe ori pacienții nici ei nu știu ce reguli trebuie să respecte în spital. Sunt anumite reguli pe care le avem în spitale și pe care ei nu le cunosc. Acest ghid medic-pacient nu face decât să clarifice atât modul în care discutăm cu pacienții, dar și pacienții cu noi, și pe de altă parte cum trebuie să se comporte un pacient odată ce accesează sistemul de sănătate publică. Eu cred că era nevoie de un astfel de ghid. Cred că nu face decât, dacă se va aplica și sper să se aplice, nu face decât să crească gradul de educație și de civilizație în această relație medic-pacient. Și sunt un susținător al unei relații absolut civilizate, unei relații în care să ne stimăm reciproc și a unei relații în care pacientul până la urmă trebuie să fie punctul central al activității medicale. Noi venim la spital pentru a trata pacienții și acest lucru trebuie să se revadă și în comportamentul nostru. Iar condamn și am condamnat întotdeauna în public și o fac încă o dată la tine acum, condamn întotdeauna acei medici care nu sunt empatici cu pacienții, care nu comunică sau care jignesc pacienții. Apelativele mamaie, tataie și bre sunt apelative care, dacă vrei, descalifică această profesie. E un lucru bun și, mă rog, să sperăm că nu e așa, într-o lume ideală și medicii și pacienții au să știe să citească și au să poată să parcurgă paginile stufoase, cred, ale acestui manual de întrebuințare pentru relații interumane, practic, că la asta s-a ajuns. Deși ai zice că ne pricepem, noi ca specie înaintăm destul de greu, totuși, de la Iisus încoace, mă rog, nu mi s-a părut că s-au făcut foarte mari progrese. Dar de-aia e și bun modelul, pentru că în continuare ne poate inspira. Îi mulțumim domnului doctor Radu Țincu, vă stă extraordinar costumul ăla, o să urmăm regimul dietetic pe care l-ați prescris, o să arăt și eu puțin mai suplu, deși animal printul cam îngrașă din ce mi s-a spus. Da, toate hainele care au flori sau decorațiuni îi dau senzația că avem un plus de greutate. Posibil să fie doar de la asta și cântarul să mă vadă mereu un animal print. Dar sunt curios, hainele de camuflaj, domnul doctor, credeți că îngrașă? Eu cred că da, tocmai de-aia ne și speriem când vedem oamenii în camuflaj, nu? Da. Cu armele respective să fie mai fioroși. E ceva mare și gras care nu se vede, nu? Asta e senzația. Exact. Deci nu ascund kilogramele în plus. Da, exact. Exact asta, te ascund pe tine, dar ți se văd kilogramele în plus. Asta e marele deficit al hainelor de camuflaj. Îi mulțumim domnului doctor, îi dorim un Paște fericit și... Și eu vă doresc un Paște liniștit și fericit alături de prieteni și să ne revedem cu bine, fără să ajungeți la spital. Mult mai bine, altfel zis, oricum, sunt și medici în vacanță, deci nu vă duceți acum, nu, chiar nu forțați norocul. E mai bine așa. Vă rugăm frumos să rămâneți cu noi, că e păcat de costumul ăla să nu facem o scurtă fotografie de grup. Și noi revenim imediat după ce ascultam o piesă, nu e așa cum e la radio, știi, că am vorbit cu un doctor și după aia puneam o piesă care are în titlu cuvântul doctor, știi, ca să, știi? Așa. Și ghiți ce piesă am găsit eu? Nu știu. Dr. Robert. Ah, frumos. De la Beatles. Da, da. Așa, cum îi spunem domnului doctor? La revedere. Și un Paște fericit. La revedere. Mulțumim foarte mult. Paște fericit. Numai bine. Morning Glory on Rock FM.